și doamnelor și domnilor, haideți să urmărim împreună știrile din sport. În Austria s-au desfășurat campionatele europene de judo pentru veterani, competiție de la care Lena Sterea s-a întors cu o medalie de argint. Putea fi mai bine pentru sportiva noastră, care speră însă ca la viitoarea competiție să cucerească și aurul la categoria ei de vârstă. Timp de două zile în Austria s-au desfășurat întregele campionatelor europene de judo pentru veterani, competiție la care au participat un număr record de sportivi. Printre ei s-a aflat și o delegație a României care a reușit să se întoarcă cu un bilanț foarte bun. Câteva cuvinte despre competiția din Austria. Campionat european de veterani, care a avut o participare de 606 veterani sportivi din 31 de țări. România a fost reprezentată de 12 sportivi la masculin și o sportivă la feminin. Rezultatele delegației române au fost, la finalul competiției, 2 medalii de argint, un bronz și 3 locuri 5. Din rândul medaliaților a făcut parte din nou și Lena Sterea, care a reușit o prețioasă medalie de argint la categoria ei de greutate și de vârstă. Cum a fost pentru Lena Sterea parcursul până la această medalie de argint? Dificil. Nu mă așteptam să fie chiar atât de greu. Adversarele, bineînțeles că m-au vizat și m-au luat în obiectiv pentru a mă învinge și au reușit de data aceasta. Dar, chiar dacă a fost doar argint, este o motivație în plus pentru mine, pentru a mă pregăti și mai bine, pentru a cuceri din nou aurul la viitoarele competiții, pentru că vor mai fi competiții. Chiar dacă regretă aurul, Lena Sterea este bucuroasă de argintul cucerit și este mai motivată ca oricând pentru a ataca medalia din cel mai prețios metal, de ce nu la viitoarele competiții rezervate veteranilor. Sala polivalentă va găzdui la sfârșitul acestei săptămâni ediția din acest an a trofeului Carpații la handbal feminin. Naționala României, pregătită de Radu Voina, va sosi marți în Drobeta Turnul Severin și va desfășura câte 2 antrenamente pe zi. De mâine se pun în vânzare și biletele pentru participarea la acest trofeu, prețul fiind de 5 lei pentru fiecare zi de competiție. De vineri, sala polivalentă va găzdui ediția din acest an a trofeului Carpați la handbal feminin, o competiție la care și-au anunțat participarea echipele Serbiei, Macedoniei, Ungariei și, bineînțeles, României. Fetele noastre vor sosi în această seară în Drobeta Turnul Severin, urmând ca marți să efectueze primele 2 antrenamente. Competiția va debuta vineri la orele 16:45 și se va desfășura după următorul program. De azi se pun în vânzare biletele pentru accesul la acest turneu la prețul de doar 5 lei pentru o zi de competiție. Vom reveni și cu alte amănunte de la acest turneu internațional care se va desfășura în sala polivalentă din Drobeta Turnul Severin. Începând de miercuri, la Hunedoara se vor desfășura campionatele naționale de înot pentru seniori în bazin de 25 de metri. Radu Marius de la Clubul Sportiv Municipal Drobeta Turnul Severin are ca obiectiv cucerirea a 2 medalii și de ce nu realizarea timpilor pentru participarea la Jocurile Olimpice de la Londra. La sfârșitul acestei săptămâni, la Hunedoara se vor desfășura întrecele campionatelor naționale de înot în bazin scurt, la care va participa și Marius Radu, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal din Drobeta Turnul Severin. Sportivul pregătit de Dan Bădescu are un obiectiv precis pentru această competiție. Începând de miercuri, vor începe campionatele naționale de seniori și juniori în bazin de 25, unde sportivii secției de natație a Clubului Sportiv Municipal vor participa. Ca obiectiv avem 2 medalii prin sportivul Radu Marius în probele de 100 și 200 liber, unde sper să obțină și un timp bun pentru calificări. Obiective îndrăznețe pentru nătătorul nostru, care speră să facă saltul spre Jocurile Olimpice de la Londra. Suntem în pregătire, cum se știe, la Centrul Olimpic de la Izvorani, unde ne străduim să-și facă acest timp. Este destul de greu, dar nu imposibil. Mai sunt 6 luni de zile în care acolo ne vom desfășura activitatea. Bineînțeles, mai sunt și campionatele europene în bazin de 50 de anul viitor din Antwerpen, din Belgia. Probabil acea ultimă competiție va fi hotărătoare pentru realizarea baremului. Așteptăm cu interes și această competiție, medaliile, dar mai ales timpii pe care îi va obține Radu Marius, putând să fie trambulina spre visul oricărui sportiv, participarea la Jocurile Olimpice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi. Cu alte știri ne revedem și mâine la aceeași oră. Sunt Laura Tufă, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!